Tragedie cumplită pe autostrada București-Pitești. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost decapitată în urma unui accident. Șoferul, care era soțul victimei, a intrat violent în spatele remorcii unui camion, iar impactul a fost fatal. Accidentul teribil s-a produs la kilometrul 116 al autostrăzii A1, pe sensul dinspre București, spre Pitești. Un șofer de 50 de ani, care conducea cu o viteză de 100 de km la oră, a lovit puternic un tir care circula regulamentar. Soția lui, în vârstă de 47 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta, a murit pe loc în urma impactului. Potrivit martorilor, bărbatul era în stare de șoc. Acesta a fost transportat de urgență la spital. Martorii au povestit că șoferul a făcut o manevră de depășire pe banda a doua, care era liberă, însă graba a dus la decesul femeii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.